La achiziția publică au depus ofertă patru societăți. Cea care a câștigat este din București. Firma s-a angajat ca timp de un an să furnizeze energie electrică în 66 de locuri din Megidia, printre care instituțiile subordonate autorității locale și iluminatul public contra sumei de 1.600.000 de lei, fără TVA. Este al treilea an când primăria a apelat la bursa de mărfuri pentru a cumpăra energie electrică. A treia oară, având ca scop achiziționarea de energie electrică, primăria a mai fost participant în proceduri de achiziție la cumpărarea de combustibili, respectiv benzină, motorină. Pentru energie electrică este al treilea an. În ultimii doi ani am avut contracte cu firmele Enelului, să spunem, firme care se ocupă de distribuția energiei electrice din Enel. Anul acesta este o altă societate, cea care a câștigat la bursă. Pentru a beneficia de serviciile societății, primăria trebuie să estimeze un consum care să nu depășească plus minus 5% din cel real. Avantajul participării la bursă îl constituie obținerea prețului cel mai mic pentru alimentarea cu energie. Condiția este că o primărie trebuie să cunoască care este consumul necesar. În caz contrar, energia neestimată va fi cumpărată de la o altă societate. Același model de achiziție l-a aplicat și primăria Eforie, care a reușit să facă o economie considerabilă la curentul electric.